starea păcătosului. În cele mai multe cazuri, cuvântul lui Dumnezeu înfățișează pe păcătosul aflat în nevoia de înnoire prin pocăință ca fiind cufundat într-un somn adânc. Trăsăturile proprii unor astfel de oameni nu sunt întotdeauna reduse doar la o decădere vădită, ci mai degrabă și la lipsa, în cel mai strict sens, a râvnei inspirate, neegoiste, de a plăcea lui Dumnezeu, precum și a silei desăvârșite față de orice lucru păcătos. Dăruirea nu e deloc grija cea mai de seamă a preocupărilor și ostenelilor lor. Au timp pentru multe alte lucruri, dar sunt cu desăvârșire nepăsători față de propria lor mântuire și nu simt primejdia care îi paște. Nesocotesc viața cea bună, ducându-și zilele în necredință, chiar dacă uneori, din afară, ar putea părea că sunt drepți și fără prihană. Aceasta este starea generală a păcătosului, dar iată și câteva amănunte cu privire la omul căruia îi lipsește harul. Odată întors de la Dumnezeu, omul se înțepenește bine în sine și face din sine rostul ultim al vieții și lucrării sale. Aceasta se întâmplă deoarece, în acest punct, după Dumnezeu, pentru el nu a mai rămas nimic mai presus de sine și mai ales deoarece, primind mai înainte toate din belșug de la Dumnezeu, iar acum uitând de el, se grăbește și se îngrijește să pună altceva în loc. Pustiul care s-a evit în lăuntrul său, prin despărțirea lui de Dumnezeu, îi pricinuiește o sete de neatins care nu îl chinuie încă, dar nici nu îl lasă. Omul a devenit un hău fără fund. Face tot ceea ce poate pentru a umple gaura din el, dar nu reușește nici să o vadă, nici să o simtă umplându-se. Astfel își petrece toată viața în trudă, sudoare și grele osteneli. Se ocupă de tot felul de treburi prin care speră să afle un mijloc de a-și potoli setea de nestins. Aceste treburi îi înghit toată puterea, atenția și timpul. Sunt bunul lui cel mai de preț, în care și-a pus tot sufletul. El s-a despărțit de Dumnezeu, care este plinirea a tot ce există. În sine însuși e gol. Nu i-a mai rămas decât o părdută revărsare a sa în șirul nesfârșit al lucrurilor și trăirea prin ele. Astfel, păcătosul însetează, se agită și se necăjește cu nenumărate treburi și lucruri din afara lui și a lui Dumnezeu. De aceea, o trăsătură proprie a vieții păcătoase este nesocotirea mântuirii, grija și silința pentru multe. Diferitele tente și deosebire ale acestei griji și silințe pentru multe țin de felurile pustiului care s-a evit în suflet. Există o pustire a minții care a uitat pe cel ce este totul. Ea naște grija și silința pentru multa învățătură, iscodire, cercetare și curiozitate. Mai este și o pustire a voinței, care a fost lipsită de stăpânirea ei de către cel ce este totul. Aceasta naște dorința de multe lucruri, înșelare de avuții, astfel ca totul să fie în mâinile noastre, în stăpânirea noastră. Acesta este egoismul. Pe urmă mai este și o pustire a inimii, lipsită acum de putința de a se bucura de cel ce este totul. Ea pricinuiește setea de mulțumire prin lucruri nenumărate, mereu altele, sau căutarea unui nesfârșit șir de obiecte prin care năzuim a afla plăcere pentru simțuri, atât în afară cât și înăuntru. Astfel, păcătosul se frământă din pricina multei învățături, a stăpânirii de avuții și a dorinței de plăceri. Se distrează, are și dispune, iscodește. Se învârte în jurul acestor cozi toată viața lui. Iscodirea îi face cu ochiul, inima speră să guste dulcețurile lumii și este momit de propria sa voință. Oricine se poate încredința de aceasta, dacă stă să-i urmărească mișcările sufletului de-a lungul unei singure zile. Dacă rămâne singur, păcătosul va continua să se învârtă în acest cerc vicios, pentru că așa ajunge firea noastră atunci când e robită păcatului. Totuși, atunci când se află în prezența altora, rotocoalele lui se înmulțesc de mii de ori și devin din ce în ce mai întortocheate. Lumea întreagă e plină de oameni care fac neîncetat tot felul de lucruri, întreabă, se distrează, se perindă de aici de acolo, ale căror mișcări în toate acestea au format un sistem care i-a supus pe toți sub legile sale, făcând din ele o lege pentru toți cei aflați în sfera lui de influență. În această adunare de obște, fiecare intră fără să vrea în legătură cu celălalt, interacționează unii cu alții, iar prin interacțiunea lor își sporesc scodirile,
egoismul și goana după plăceri de zeci, sute și mii de ori, punându-și toată fericirea, bucuria și viața în această vâltoare nebună. E lumea deșertăciunii în care îndeletnicirile, cărările, legea, legăturile, limba, plăcerile, distracțiile, ideile, totul, de la cel mai mic lucru până la cel mai mare, sunt pătrunse de lucrarea acestor trei duhuri rele ale grijii și silinței pentru multe lucruri pomenite mai sus. Este ceea ce pricinuiește jalnica învârtirea sufletelor oamenilor lumești. Trăind în strânsă unire cu această lume, fiecare păcătos e prins în înmiitele ei mreji și e atât de încălcit încât nici nu le mai vede. O asemenea povară apasă asupra oricărui om lumesc și asupra fiecăruia dintre părțile lui, astfel încât nu mai are tăria de a se lăsa clintit niciun pas cât de mic de nimic din cele ce nu sunt lumești, căci aceasta ar fi ca și cum ar trebui să ridice o jumătate de tonă. Așa că nimeni nu mai procede la o lucrare atât de nevoioasă și nici măcar nu se gândește la ea. În schimb, toți o duc așa, forfotind neîncetat prin șanțurile în care au căzut. Încă mai rău este prințul acestei lumi care nu are pereche în viclenie, rânchiună și priceperea de a amăgi. El poate pătrunde nestingherit în sufletul omului, prin trup și toată acea materialitate în care se cufundă omul prin cădere. Venind, el stârnește pe mai multe căi iscodirea, egoismul și tihna iubitoare de plăceri. Cu tot felul de ademeniri și mămeli, ține sufletul în aceasta fără putință de scăpare. Și cu șoapte și îndemnuri insuflate minții, îi dă idei prin care să le poată dobândi și apoi fie ajută la împlinirea acestora, fie le împlinește cu alte dorințe încă mai aprinse. Toate acestea le face cu un singur scop, ca să prelungească și să adâncească încâlcirea omului în ele. Este tocmai ceea ce se numește schimbare de noroc lumesc și nenoroc, lipsită de binecuvântarea lui Dumnezeu. Prințul acestei lumi are o întreagă hoardă de slugi, duhuri ale răutății ce îi se supun. Clipă de clipă, ele gonesc în marginile lumii locuite pentru a-și semăna semințele lor otrăvite prin diferite locuri. Adâncesc marea încălceală în mrejele păcatului, refac cursele slăbite sau stricate și mai ales pentru a împiedica pe oricine ar putea să-și pună în gând să se desfacă de legăturile acestea și să iasă la libertate. În ultimul caz, se strâng iute în jurul îndărătnicului. Mai vin unul câte unul, apoi cete și legiuni, până când sosește toată hoarda. Aceasta se petrece și pe mai multe căi și în diferite chipuri, astfel încât să astupe orice ieșire și să refacă lațurile și mrejele, apoi folosind cealaltă imagine, să îmbrâncească înapoi în prăpastie pe oricine a început să se strecoare de-a lungul pantelor ei abrupte. Acest regat nevăzut al duhurilor are locuri aparte. Sunt mai întâi sălile de tron, acolo unde se întocmesc planurile, sosesc poruncile și se primesc dările de seamă, cu laude sau cu ocări cuvenite din partea mai marilor. Acestea sunt sanctoarele cele mai dinăuntru ale satanei, cum le-a numit Sfântul Ioan Teologul. Pe pământ, în împărăția din mijloc al oamenilor, se află cetele răufăcătorilor, desfrânații și mai ales necredincioșii și hulitorii ale căror fapte, cuvinte și scrieri răspândesc întunericul păcatului pretutindeni și împiedică dumnezeiasca lumină. Mulțimea căilor lumești, împânzite de stihiile păcatului care năucesc omul târându-l departe de Dumnezeu, acesta e mijlocul prin care își vădesc voința și puterea lor aici. Aceasta este întinderea împărăției păcatului. Fiecare păcătos îi este căzut pradă, dar rămâne ținut acolo mai ales din pricina unui anumit lucru. Satana are o singură grijă și aceea este că, atunci când un om se preocupă în întregime cu mintea, atenția și inima sa de ceva, acel ceva să nu fie numai Dumnezeu, ci un alt lucru din afara lui să îi se lipească de minte, de voință și de inimă, astfel încât omul să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu altceva și să poarte de grijă numai de ceea ce știe, de ceea ce îi place și de ceea ce are. Aici nu e vorba doar de patim sufletești și trupești, ci de lucrurile amăgitoare, precum multa învățătură, măiestriile artei și toată secularizarea aceasta care poate sluji ca legătura a satanei, prin care să-i țină pe cei orbiți de păcat în puterea sa, fără a le da prilejul de a-și mai veni în fire.